În anul 2008, la APIA Buzău au fost depuse 8.900 de cereri de subvenție pentru sectorul zootehnic, pentru ovine, caprine și bovine. Fermierii au atașat la dosar și o declarație pe proprie răspundere, potrivit căreia nu au datorii la stat. În urma unui control al Camerei de Conturi s-a descoperit că 1.249 aveau restanțe la taxe și impozite și s-a emis o decizie de restituire a sumelor primite de la APIA, precum și interzicerea dreptului de a mai solicita subvenție pentru o perioadă de 3 ani. A existat o decizie a Camerei de Conturi prin care s-a dispus reverificarea tuturor dosarelor depuse în anul 2008 de către solicitanții plăților naționale directe complementare în sectorul zootehnic, atât pentru speciile ovine-caprine, cât și pentru speciile bovine. La momentul controlului s-a constatat, pe baza eșantionului verificat, că declarațiile date pe proprie răspundere de către solicitanți cu privire la existența sau nu a datoriilor, atât către bugetul local, cât și către bugetul de stat, nu au fost date în conformitate cu realitatea în toate situațiile. Reprezentanții APIA au contestat în instanță decizia Curții de Conturi și după multe ședințe de judecat au reușit să câștige anularea actului care impunea recuperarea banilor de la fermieri. Am contestat în instanța de contencios administrativ decizia Camerei de Conturi, invocând în mod deosebit faptul că APIA nu avea competențe să verifice veridicitatea declarațiilor date sub sancțiunea articolului 292 din Codul Penal și, de asemenea, legate de faptul că presupunea reverificarea dosarelor și corespondența cu toate aceste instituții presupunea un volum foarte mare de muncă care se suprapunea practic cu acțiunile desfășurate în perioada respectivă. Inițial, la instanța de fond, pierdusem litigiul cu Camera de Conturi, dar pe 18 noiembrie 2013, la Curtea de Apel Ploiești, procesul a fost câștigat, a fost admisă cererea noastră și cererea de intervenție a Agenției Centrale. Am fost ajutat și de Direcția Juridică din APIA Central și a fost admisă cererea noastră și cererea de intervenție a APIA Central, iar decizia Camerei de Conturi a fost anulată. Cei mai mulți dintre fermierii descoperiți cu datorii la bugetul de stat susțin că nu știau despre aceste creanțe, implicau doar câțiva lei. În urma câștigării procesului, fermierii debitori nu vor mai fi constrânși să restituie sumele primite, iar cei care au făcut-o deja au la dispoziție procedurile legale de recuperare a banilor. De asemenea, cei vizați inițial nu mai sunt în pericol să nu mai primească subvențiile care li se cuvin pe următorii ani.